Bancherii sunt dezamăgiți și continuă să susțină că legea dării în plată este neconstituțională, așa cum reiese dintr-un comunicat al Consiliului Patronatelor Bancare din România. Reprezentanții băncilor atrag atenția că actul normativ, promulgat de președinte, afectează disciplina de plată și activitatea de creditare, modifică serios cadrul juridic al contractelor de credit, contravine cadrului juridic existent la nivel național și internațional. De partea cealaltă, Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare îi acuză pe comisarii europeni, Jonathan Hill și Pierre Moscovici, că susțin interesele băncilor prezente în România și nu pe cele ale consumatorilor. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la efectele pe care legea privind darea în plată le va avea asupra stabilității sistemului financiar din România. Nu s-a făcut o cercetare exhaustivă a punctelor de vedere atunci când s-a primit scrisoarea, ci s-a scris această scrisoare ținându-se cont exclusiv de poziția industriei bancare. Nu s-a ținut cont nici de avantajele pe care le vor avea consumatorii, nu s-a ținut cont nici de poziția reprezentanților consumatorilor și utilizatorilor de servicii financiare. Da? Cum pus încămătarea, așa sunt băncile, numai că sunt legalizați. Mi-e frică să fac împrumut la bancă, nu cunosc prea bine mecanismul ăsta. Nu știu dacă avantajează, că vrei să faci un împrumut, nu poți, că ai salariu mic. Chiar la retragerea din contul propriu, dacă eu mă duc să-mi iau pensia, mie mi-a acolo un comision pentru aceste operațiuni. Sunt protejați, aia ca oare au bani, care nu are bani, nu te protejează nimeni. Ai bani, ești protejat, nu ai bani, ești protejat. În pofida nemulțumirilor exprimate atât de bancheri, cât și de reprezentanții clienților băncilor, legea dării în plată a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare peste 15 zile, pentru că nu are nevoie de norme de aplicare. Asta înseamnă că în 2 săptămâni puteți notifica băncile despre faptul că nu vă mai puteți plăti rata și apoi așteptați o lună pentru a fi chemați la negocieri. Dacă banca nu vă invită la discuții, puteți merge la notar pentru a transfera în proprietatea băncii imobilul ipotecat, a explicat pe Facebook inițiatorul legii deputatul PNL Daniel Zamfir, potrivit Mediafax.